Faptul că Dumnezeu îi cheamă întâi să ia seama și să asculte cuvântul Domnului și după aia îi cheamă să plângă, e important. Că altfel plânsul e un plâns emoțional care se duce ca un abur și nu are niciun fel de valoare. Nu știu dacă ați văzut oamenii ăștia care plâng la secundă. Eu am văzut. Am câteva persoane în minte. Da, oameni când se punea la rugăciune, dacă era rugăciune e păcăt. <gătă> Doamne! Ce să plângă. Păi, să oprea și aș vedea de treabă. Un plânset, o emoție care nu vine din cuvântul lui Dumnezeu, nu vine din revelație. Mulți oameni înțeleg, noi suntem împotriva emoțiilor, noi suntem împotriva sentimentelor. Nu, suntem împotriva emoțiilor și sentimentelor care nu vin în urma Revelației și Cuvântului Dumnezeu. Noi suntem persoane înzestrate cu sentimente și sentimentele ne fac de foarte multe ori viața frumoasă. Noi avem nevoie de sentimente și când mâncăm mâncare și când povestim cu cineva și spunem anumite lucruri fanii. Deci sunt în regulă sentimentele. Dar când vorbim de relația noastră cu Dumnezeu, de închinare, sentimentele noastre trebuie să fie provocate de Cuvântul lui Dumnezeu. De asta citirea publică a Cuvântului Dumnezeu este fundamentală. Ca emoțiile noastre să nu fie un foc de paie. Hai mă, încinge atmosfera, bagă, 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 ne-am turat toți cu sentimentele, când s-au oprit tobele, că atât s a terminat. Bă, dacă mai ținea puțin prezența lui Dumnezeu, o plecat, s o oprit fumul, s-a oprit chitara electrică, s duci prezența lui Dumnezeu. Asta e. Nu! Sentimentele care rămân, sentimentele biblice, plânsul Bibliei, bucuria biblică vine în urma revelației cuvântului lui Dumnezeu.